Și acolo există o tensiune și acolo există o dinamică, să sperăm că seara asta o să o
y decisiones de buscar en el aparato acuerdos, buscar en el bloque de acuerdos, o parte de sin de acuerdos. Pues dice, a singura pe care o pune, să se anunță se de acum o întâlnire pe data de 9 august cu Dorin Tudoran, cu care tind să fiu mai ales de acord și cu care tind să am și dezacorduri majore din când în când. O să avem un format asemănător și un conținut puțin diferit, dar de sunt legat de ceea ce vreți voi în seara asta. În seara asta, cum ați făcut în program și mulțumesc muzeului care a făcut o foarte bună propagandă acestei întâlniri și celei din tâi de cu Gregory Place, care dă 21 milioane. Ne întrebăm împreună cu Vintele Mirelescu, pe care nu mai prezint în decență, pentru că toată lumea știe foarte mulțumesc pentru la atât de mulți ani. Sau dacă este încă în urmă cu lecturile, are o cadere să și le recitileze să te facă cu această seară. Genericul este acesta. De ce este România cum este? Specificul național ca excepționalist. Fac o parte scurt introducere în subiect. Domnul Iescu va avea o intervenție. Pe aia sperăm să deschidem destul de repede dialogul generalizat. Profitez de faptul că sunt oameni care, de o parte, au scris în acest volum colectiv, de la care pornim, dar care nu este singur nostru obiect de interes în această seară, de ce este România astfel, avatarul excepționalismului românesc, este seller la ultimul de carte, produs de Cura Politecnicului, coordonat de Vintele Mirelescu. Sunt coautori, aici prezent, sunt oameni care au vorbit la lansarea profesorului Cezaru, Sonia Alexandrescu, sunt aici care au vorbit și la lansarea, prima lansare a cărții, și la lansarea propoziției sănătății. Institutul Național are o lungă istorie intelectuală, polemică în România, în cultura română. Asta însă nu a contribuit foarte mult la rafinarea argumentelor și aș putea să spun că nu a contribuit nici la clarificarea unor aspecte centrale ale, să spunem, vidității sau excepției, ce este acela să fie român, ce este acea România, toate aceste întrebări cardinale. Există o antologie vastă, poate până la 4 secole, de exerciții autoscopice, de la cronicarii moldoveni care au învățat în timpul lor forme tardive, dar foarte rafinate de caracterologie națională, practicate în universitățile poloneze de limba latină pe care ele frecventau. Există apoi pe diminte categorii de volum și toți un fel de vârf al caracterologiei naționale combinată cu o reflecție asupra sistemului politic, cu o reflecție asupra geomorfologiei, demografiei, antropologiei, spațiului principatului moldovean, dar nu numai pentru teritoriul românesc. Așa că se poate urmări o istorie naturală a specificului național, a conceptului de specific național, mai aplicat și mai abstract, în ultimii aproximativ 160 de ani, 170 de ani. Când conversația se întețește, devine într-adevăr mai sofisticată și când autorii români, în general, urmăresc foarte bine școlile emergente de discuție despre specificul național, german, francez, etc. Deci există o sincronizare destul de interesantă între preocupările autoscopice românești, din punct de vedere discursiv și din punct de vedere al disciplinelor pe care le practică. Și asta, într-un fel, trebuie să ne facă să ne spunem acest lucru cardinal. Sunt puține alte domenii în istoria spiritului public din România în care să vedem o sincronizare mai bună decât în cadrul discuțiilor despre ce național.
Ce s-a întâmplat? Cezura culturală, ideologică, politică din la jumătatea secolului trecut a rupt și în România, ca și în alte țări europene, această tradiție și, într-un fel, a ocultat bibliografia ei și istoria ei anterioară. Astfel încât și românii, ca și alții, au reinventat câteva decenii de-a rândul argumente care se mai propuseră, au uitat sau ocultat argumente, întrebări și răspunsuri care se mai formulaseră și, în realitate, după 1989, pentru români, în special, a apărut, printre altele, și posibilitatea aceasta de a vorbi liber, de a se întreba liber în legătură cu toate, inclusiv cu aceste, să-și pună din loc, să-și repună, să-și pună public, să discute întrebările legate despre cercul național. În 1990, cred că cea mai spectaculoasă revoluție culturală a fost această reapariție masivă a discursului autocriticii naționale. În fața lumii libere, foarte mulți oameni redescopereau formele destul de traumatice ale întrebărilor ultime în legătură cu identitatea românească. Și aș spune, înjocerează, în anii 90 au fost frapat de asta și a fost unul dintre cei care au scris de anii 90, de la începutul anilor 90 despre asta, de revenirea masivă a întrebărilor de tip metafizic asupra identității naționale. Și în ceea ce a scris despre Cioran atunci, am observat o paradigmă care se redescoperea, și anume o formă de autocritică națională împinsă la extrem și care, în cazul celor mai multor practicanți ai acestui sport al minții, nu avea contraponderea din întrebarea lui Cioran. Cioran pune această întrebare a lui Montesquieu, cu o pe lună. Dar construiește, după părerea mea și altora, un naționalism apofatic, un excepționalism negativ, care însă se întoarce ca o elecțiune, o combinație de damnațiune și elecțiune într-o singură mișcare și, într-un fel, propune o formă destul de radicală de naționalism. Ei, majoritatea românilor nu aveau această... nu au înțeles foarte bine ce voia să Cioran, în fond, cu aceste întrebări. Și a preluat doar această retorică publică a stigmatului colectiv. Cum ne recunoaștem noi, românii, de noi? Prin faptul că suntem ultimii, cei mai de jos, cei mai de fericiți, cei mai nenorociți, etc. Uitând că excelența în abjecție, abominație, exces negativ, este totuși o excelență și acesta era spiritul în care Cioran o comenta. Astfel că am văzut în noul canon cultural care s-a format după începutul anilor 90, într-o perioadă de transformări destul de rapide ale spiritului public, în primul rând în mediul literar, o încercare de a distruge odată cu idolii tribului, moșteniți din epocile anterioare și întrebările și o parte de răspunsuri de care se reduce răspunsul. Din acest motiv, cred, cartea care, într-un fel, a inspirat o parte din contribuțiile acestui volum și prima mișcare a lui Mihail Michelescu de a intra în această dezbatere pentru a-i ataca și componenta civică, de sferă publică și civică, a fost abordarea de către Lucian Boia a ceea ce l-a încercat să definească drept o mitologie istorică. Acum exact 90 de ani, Lucian Boia a publicat această lucrare de drept celebră istorie și mit în conștiința românească, făcând un fel de digest al istoriografiei clasice românești, și a istoriografiei, o parte din istoriografia până la el, inclusiv național-comunistă, și oferind publicului, fără lecturi de istoriografie, o primă, să zic,
sinteză populară a întrebărilor care s-au putut pune și răspunsurilor care s-au putut da cu privire la chestiuni cardinale din istoriografie. El a calificat tot acest conglomerat de autori foarte diferiți între ei, din epoci foarte diferite, cu structuri epistemologice, cu mize politice, cu opțiuni ideologice foarte diferite, de tot atâta mitologii, și aici vine surpriza, în fond echivalent. Echivalente morale, epistemologice, politic, ideologic. În fond și materiale de dreptate, și materiale de dreptate, toată lumea are materiale de dreptate. Un relativism fără capăt și un relativism relativ. Și discuția s-a formulit după mine în această explozie a categoriei de mit, insuficient, după părerea mea înțeleasă și insuficient, slab teorizată de Lucian Boia, astfel încât moda unei demitologizări populare a copleșit pur și simplu discursul despre sine al oamenilor și culturilor românilor. E foarte interesant. Recepția cea mai entuziastă a acestei lucrări a fost, desigur, în rândul literar, care era atunci preocupat de decanonizarea și recanonizarea autorilor din tradiția națională. E momentul în care se descoperea că Mihai Eminescu era mic pe statură, nu știu ce am mai avut. Trec peste detalii de punere chiar obscene ale noului portret cu care Mihai Eminescu a reapărut în sfera publică. Și această îndârjire, inițial sanitară, dar apoi, tocmai prin excesul său, de o parte plictisitoare, pentru că își epuiza rapid noutatea, s-a transformat într-o bășcălie fără ironie, într-un râs fără ironie. Sigur că poți face mișto de nehaiditate, bineînțeles, e o posibilitate. Una din posibilitățile morale echivalente are distanțări de trecut. Dar cu cât te avansează asta în înțelegerea prin inhabitează epocii sale, înțelegerii de tine, a lumii care trece, asta... Ei, într-un fel, la această primă tendință, repet, extrem de populară în mediul literar, și trebuie să spunem de ce, adică sunt oameni care nu citiseră canonul istoriografic românesc, pur și simplu. Au citit în această formă de Dainist, au aflat, este ca în bancul cu Ion și Ianoș, când vine Ianoș, Ion și îl bate pe Ianoș și el spune ce ai cu mine, și îl spune, am aflat la urmă, de mai evitează, voi bozul. Dom'le, dar nu s-a întâmplat cumva mai de mult? Zice, da, dar eu acum am aflat. Cam aceeași scufoare a cuprins și, cum să spun eu, mediul literar, în general tânăr, dar nu, mai ales tânăr. Pur și simplu care nu citiseră, oameni care nu citiseră, nu-și citiseră Iorgaul lor, Ionistorul lor, Xenopolul lor, etc. Toată această tradiție a istoriografiei naționale, care nu putea fi expediată chiar atât de rapid, ca fiind o mitologie ieftină și, în fine, reductibilă la un număr relativ mic de clișee. De fapt, acolo era un univers mult mai bogat de argumentare, de construcție istorică, de muncă pentru a descoperi soare și a le interpreta. Nu era totul chiar atât de ușor. În fine, cartea exact la care a ținut să... Cred că la un moment dat, literele mele sunt chiar nu am putut, a fost... Repet, și eu am privit într-o nouă cu o necesitate sanitară, dar între eu conduceam seria de istorie de la Editoratul Humanitas atunci și eu am publicat în acea serie istorie și mită în conștiința românească. Am promovat și traducerea în limba engleză. Cu acest gând precis, după litaniile național-comunismului, după dezastrul care s-a petrecut în sistemul școlar și în sfera publică legat de minima cultură istoriografică națională, o asemenea lucrare destul de sumară, foarte vehementă, dar având acest păcat suprem care este relativismul, adică echivalarea tuturor mitologiilor într-un fel
în, astfel deconstruind noțiunea de mit într-un fel necondenabil și scăzându-i din, aș spune, scăzându-i din pericolul său și din scandalul său epistemologic. Bun. Dar cartea care a inspirat demersul, unul din demersurile, sau o primă formă a acestei cărți, este binecunoscută, ascultă lucrarea lui Lucian Boia, De ce este România, care și ea a fost, deși autorul nu mai avea, cum să spun, avantajul noutății pe care l-a avut în 1997, spunea lucruri destul de scandaloase despre România și români, dar o făcea într-o manieră din ce în ce mai puțin amuzantă, pentru că esențialul de construcții sale avusese loc deja în prima lucrare și se ținuse de, să spunem, discursul serios al istoriografiei clasice, pe când asta la altă aducea într-un limbaj tot mai colovial și mai puțin, cum să spun, convingător, la nivelul unei discuții, hai să spunem, de căutată. De acolo a pornit saga acestui volum. O să mai spun ceva despre asta din telele, pentru că primul proiect a fost să se facă un fel de colecție de reacții rapide la cartea domnului Boia și unele dintre ele sunt de la Drogat aici, chiar unele dintre de la istorie, aceea lui Drogat Mugescu, foarte echilibrată și foarte precisă în critica sa. Altele din alte direcții. Apoi proiectul a evoluat pentru a vedea ce este cu depășind acest cadru clasic al specificului național, cum putem ajunge la o teorie mai riguroasă a excepționalismului românesc. Și aici, bineînțeles, că Vitele Grinescu a recurs la competențe diferite ale unor oameni aici cunoscuți, aici prezenți, pentru a capta cam toate perspectivele disciplinare din care te poți uita, sunt toate, sigur, istoria dreptului, sau mă rog, sunt multe care nu sunt prezente aici, dar există referințe la aceste mai câmpuri disciplinare și discursive care critică noțiunea de excepționalism. O propun, într-un mod argumentat, fie o critică și o reconstruiesc. Ultimul meu punct acum este acesta. Excepționalismul, bineînțeles, bineînțeles, nu suntem singuri în care credem că suntem unici. Unicitatea este un, o iluzie a tuturor persoanelor și, de fapt, tuturor națiunilor. Ma, spagatul între conștiința unicității și tensiunea care te plasezi cu această noțiune, dacă este pozitiv sau negativ, dacă e pozitiv sau negativ, o unicitate. Unii au trăit fericiți, crezând că sunt unii și cei mai buni, noi ar trebui să luptăm în permanență cu ambivalența de unicități. Și asta cred că a dat forma, substanța discuțiilor noastre despre Băgășinești. Dar dau un mic exemplu, cel mai cunoscut. Ideea de cale diferită, cale specială, Sonderweg, care a agitat spiritele unei națiuni anumite foarte talentată la autoscopie, poporul german. La un moment dat ei și-au pus problema că sunt excepționali în acest sens structural. Că ei au avut o tranziție ieșită din comun, chiar unică, de la structurile vechiului regim, să zicem aristocrație, către democrație. Și că democrația, modernizarea lor, modernitatea și modernizarea au avut loc în conjuncturi foarte speciale, care au fost afectate de persistența statului autoritar. Și e foarte interesant cum chiar la poporul german există această ambivalență. Pe de o parte, unii în secolul XIX au considerat că asta este o trăsătură de excelență,
Și că, de fapt, în acest fel, nemții au reușit să placeze echidistant între autocrația țaristă, care duce la excesele cunoscute, și apoi laxismul decadent al pseudo-democrației, ce folosesc cuvintele nemților, din Marea Britanie și din Franța. Și atunci, de asta, acum, până după propunătorii ideii de zonă din anii 1960-1970, după acest război, preluat apoi de naziști, și destul de puternic prezentă până la jurul 1945, ar fi fost că ei au găsit o cale a excelenței, a unicității excelente, bună, unicitatea bună, chiar eminent. Această discuție chiar în Germania a fost luată imediat după război și deconstruită, chiar de unii dintre propunători zei anterior, la Friedrich Meinecke, pentru a fi apoi abandonată după atacurile din timpul anilor 70 de istorice revizioniști, Fischer, unul dintre Absolut Wähler, care au spus, domnule, era unic într-adevăr, era zonele, dar era corbit de ce s-a întâmplat. Și ultima dată când am citit despre zonde de Germania a fost ideea de zonde moral, și aici e interesant. În 2015, în ziarele germane, cele mai bune trafuri la Germania, a apărut ideea că nemții, prin faptul că i-au trecut prin ororile absolute, chiar au acum o datorie față de umanitate și, de fapt, o calificare morală care, în cazul crizei, de noi, crizei migranților, se dovedește salutară, pentru că acest popor care a cunoscut, pentru că a practicat, inventat și practicat, ultimele forme de abominație, are o excelență morală pe care și-o manifestă tocmai, privind pe toți cei 1-2 milioane de ei. Acolo am văzut prima dată, am citit că cu spaimă ce îmi trimitea o de nemți despre asta și am văzut că până și ei au avut o problemă și s-au calmat asupra și totul și treabă. Acum, îi dau cuvântul lui. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc că ați venit pe căldura asta. O să încep prin a spune, de fapt, de unde a pornit această atunci sau ideea acestui volum. Și într-o fără a pornit mai dinaintea apariției cărții Domnului Voia, aceasta a fost doar catalizator, într-un fel. Motivele sunt ca de obicei ce bine că sunt așa obiectivele. Urmă un gen de nemulțumire crescândă față de un climat public, tot mai vizibil, tot mai accentuat, de exacerbare a excepționalismului. A excepționalismului laboral, pentru că, și asta știm cu toții foarte bine, sunt în ambele direcții majore, genul autohtonist în ultima vreme, în ultimii ani, tracisme, tracisme, ortodoxisme, protocolisme, cultura s-a inventat la babele de protocol și așa mai departe, chiar au ocupat spațiul. Dar poate de ce suntem mai cum obișnuit. Nu înseamnă că trebuie să le acceptăm, dar nu e o chiar o mare noutate. Ceea ce era o relativă noutate, exact, această variantă de ciuranisme fără ciuare. Adică de miserabilisme în ultimă instanță, din ce în ce mai morale, deci mai puțin argumentate, dar au tot felul de forme pe care eu am început să le consider chiar periculoase. Deci le ființam știi, ca un fel de, de amenințare. Și despre acest gen de, de expresie al acestui tip de excepționalism, am publicat un dilema în figurile mele, câte una, câte alta, obsesia cu o nemulțumirea recursivă, cum este românul. În acest gen de esențialism, ok, asta putem să înțelegem, dar expresia care m-a îngrijorat cel mai mult este asta este în gema României. Domnul Berger, specific, am văzut în care scobor din spiritualitate, din oncologie, fie și
fantasmală, prin acțiuni biologice, biologice cel mai din străfunduri, am impresia că lumea nu dă seama că este cea mai pură formă de rasism. Doar că este autorasism. Dar momentul în care încep să crezi că este în gen, de acord, e folosit ca o metaforă, dar nu e orice fel de metaforă. Existele nu sunt în gen. Faptul că toată lumea folosește această expresie, că s-a generalizat, devine paralizant. Deci, dacă e în gen, deci am trecut de la, de la spiritul bioritic, paranteză, bioritica săracă, dar nu se prea cu paralizul, dar era o formă totuși metaforică, poetică de a vorbi de un soi de fatalism, în momentul în care nu țin genetică, lucrurile stau mult mai mult. Pe scurt, acest gen de existenționalism al decadenței, nu toate acestea, decadenii congenitare. Deci suntem născuți pentru eșec, în care culmea reau preluate, dar tot selectiv, argumente sau extrase argumente din texte care scrise Traiu, care au fost reeditate cu mare entuziasm, citate, bogat, citite rar, de gen Lulescu Montu, Grădicescu, Psihologia Poporului, a redevenit la modă, dar, repet, doar la nivelul asertiunilor finale. Românul este așa sau este așa. Foarte puțină lume chiar a citit ce spun acești autori, care însă scriau în perioada lor, cu ușa cele teoretice și metodologice ale perioadei, într-un domeniu care, între timp, nu mai este frecventat. Bun, deci această stare generală și această extravaganță a excepționalismului și formelor de expresie acest excepționalism negativ, erau irritante. Momentul în care a apărut cartea domnului Boia, din punctul meu de vedere, sau pentru mine, s-a întâmplat bun. Toate aceste lucruri au fost împrestiate în zeci, sute și mii de articolașe, eseuri, texte și așa mai departe, au fost într-un fel condensate în 100 de pagini, coerente, capcoadă, lucrurile erau foarte limpe spuse. Deci, puteți să avem un material de lucru mult mai la îndemână, să zic așa, mai user-friendly, într-un fel. Pe de altă parte, și aici a fost de clipul, în momentul în care un istoric cu vizibilitate, nu știu la întreba, a domnului Boia acreditează această vorbeată cioraniană, că este o vorbeată de tip cioranian, dar fără să înțeleagă ce înseamnă pe culmile disperării. Astfel sunt puțin disperate, da? Mă tratez. Nu merge așa. În momentul în care faci acest lucru, legitimezi o vulgată, un fel de, nici măcar mitologie, ci stereotipie populară, nu? Și dai credibilitate de argument. Ceea ce pune deja o problemă nu numai metodologică, dar și una, după părerea mea, morală. Pentru că după aceea, cred că mi se întâmplă tuturor să aveți discuții cu taximetriștii, în 90% din cazuri vorbeam cu taximetriștii despre cum e România altăși. Dar eu știam, Deci, era un fel de acreditare a taximetristului, a tot de cunoscător, care devine argument istoric. E puțin că prea mult. Deci cam de aici undeva a pornit toată nemulțumirea și nevoia de a reacționa într-un fel. Și așa a apărut deci această, într-un final, cu o peripeție a doar okay, anexia, în această carte, schimbări majore au apărut la Iași acum, la o conferință organizată tot de Sorin acolo, trec peste biografia și s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns și titlul, după cum vedeți, de ce este România astfel, evident este o replică, este o polemică explicită, cu partea de marketing, că asta e, replică explicită la de ce este România altfel.
Pedazo parte muy intencionada, cuando uno este la quiere a específico de nacional, se me apropiate de la intención de ceea ce repeta Irina Nicolau, una interacțiune poporană. Niciodată nu e așa ca să nu fie cum. Astfel e despre asta. Adică astfel este termenul scurt pentru niciodată nu e așa ca să nu fie cumva. Deci, cumva, cum. Orice este altfel față de ceva. Nu știu, acest pix este altfel decât alte pix. Fiecare dintre noi suntem altfel decât celălalt. Fiecare dintre noi este altfel decât acum 10 ani, 30 de ani, 50 de ani. Dar, în același timp, pixul ăsta este într-un fel sau altul și fiecare dintre noi suntem într-un fel sau altul. Cum? Asta este întrebarea. Întrebare care are menirea de a calma puțin fel sau de a ieși puțin fel din acest risc al obligiilor false. Deci, în momentul în care spui întrebarea tot timpul despre cum suntem noi altfel, vei găsi că suntem altfel. Depinde care este referință. Ori formula mea de atunci a fost câte vreme îi cauți alteritatea, nu se găsește niciodată identitatea, că rămâi cu alteritate. Aici este un relativism absolut. Deci, poate de poți, nu suntem mai de mai nimicabil. Eu pot să scriu oricum de toate, că nu suntem chinezi. Și adevărat, cum să ne demonstrez că nu suntem chinezi. Și ce sau alte referințe. Și așa a început toată povestea, în cartea domnului Voia, deci se numește România altfel, și începând cu aceasta, câteva erori, să zic așa, sau câteva nenumeriri sau critici posibile, erau foarte vizibile. Și întâi, în mare, mi se vorba despre un excepționalism al decalajului. Ori asta, de la putem să vedem și știm cu toții de la genunchiul broaște, să zic așa, până la filozofii stoică. La genunchiul broaște știm cu toții obsesia, probabil, compulsivă pentru scorul, pentru topul, până și Bulgarii ne-au luat înainte. De data asta am luat înainte a Bulgarii. Suntem pe ultimul loc. În momentul în care suntem pe ultimul loc la ceva, e fericire în mass media că au prescris seizile rare. Dacă nu suntem pe locul 4, 5, nu au ce să scrie. Și toată lumea jubilează la aceste, aceste topuri. Care ce spun? Spun că există niște decalaje. Cu toții știm că există niște decalaje, credem în aceste decalaje, doar că cea mai departe, în care încolo nu mai suntem în anumite asta în timp o anumită opțiune explicită sau implicită ideologică. Mare, în mare se zice revoluționism. O antropologă franceză, numai chestia asta, acea gen de viziune care e constitutivă în realității, primitivism. De ce primitivism? Au trebuit să vină antropologii să ofere această soluție a primitivă. Au trebuit să construiască primitivul ca să aibă o origine. Deci la origine a fost primitivul, primul, nu? Și de aici totul decurge ca o senată a timpului și toate, absolut toate societățile lui pot fi clasificate, ordonate, deci guvernate, că miza e politică, pot fi plasate pe această rasă, mai primitive sau mai civilizate. Ei, ori doar cu astfel de rasă putem să ne comparăm. Suntem înaintea Bulgariilor sau după Bulgari? Suntem cam la un secol de nemți sau la 83 de ani. Fără o astfel de imagine, fără o astfel de premiză, n-ai cum să te compari. Din ce punct de vedere te compari? Din punctul de vedere al unui axiomatic. Există o evoluție care e legică, în care s-a produs secolul 18, secolul 19, în care cu prudență, dar cu îngrijire, am aplicat-o și am consumat-o și noi din ceea ce s-a numit tranziție, tranziție de la același, de la end la end, de aceeași absolut. Deci suntem în punctul acesta și trebuie, avem metaforele sintele și viitoare, că o facem în parcurs, nu? Metrul, rog, metrul. Deci suntem aici și să ajungem acolo. Bun, pe ce drum? Pe singurul drum.
care este evoluția umană, societate. Ce se crește în chestia asta ca să te ocupe, să te preocupe, să te înspăimânte de calare. Deci, ori aici această ideologie implicită, sau dată implicită, s-a dovedit de multe vreme ca nu fiind tocmai viață. Consensul neoliberal, sfârșit istoriei, n-a prea venit. Cei doi frați germeni, capitalismul și comunismul, care s-au născut din această viziune, fiecare cu propria lor imagine despre punctul final al acestei evoluții, se chema comunismul în comunism, nu? Se chema piață în capitalism. Niciuna, nici alta n-a prea ieșit. Tranziția care trebuie să fie aceeași pentru toate țările post-comuniste, vedem acum că n-a fost aceeași, că nici măcar România n-a mers public o singură cale și a mers pe 7 de țări. Că unde de țări care, din acest punct de vedere a decalajelor, au luat-o înainte, acum ne vedem în spate, astfel de Ungaria, Polonia. Deci că acest parcurs este chiar reversibil. Deci, pe scurt, toată această obsesie a decalajelor, care presupune o astfel de viziune, nu se poate susține decât emoțional, decât că exact un copil sau un adolescent care se simte inferior bătăușului față de bătăușul cartierului și abia el visează cum o să-l poată pe pentru că e un decalaj între Dalascul foarte mare și Alăciu. Cam așa, scuzați comparația, cam așa nu se întâmplă și nouă. Ne facem noi mari și la arătăm noi nemților că să fim mai nemți decât ei. Dar păcate nu suntem. Și ne-am dorit și nu se poate. Și fantazia e. Deci, mai înamonte, la un astfel de această obsesie, acest excepționism, al rămâne din urmă, nu se susține istoric, nu se susține social, nu se susține în realitate. Mai departe, câteva alte lucruri care sunt clare în poziția domnului Boia și altora, deci. Deci, lucrarea devine corectă pentru un fenomen social, despre dânsul sine. Această poziție cu esențialismul, România este, românii sunt. Da, dar aici e obsesia antropologului, care nu mai afectiv, să zic așa, și interesat de diferență. România, adică Bucovina sau Oltenia, Țara Brancii sau Țara Maramureșului. De acum sau de acum 50 de ani. Toate aceste diferențe dispar. Mai grav este acest subiectivism metodologic, relativism absolut, din alt punct de vedere, subiectivism metodologic, spun eu, în măsura în care, pentru a argumenta această teză a rămânerii în urmă congenitale, suntem făcuți să fim în urmă și să rămânem în urmă, pentru asta, istoricul va avea argumente istorice. Doar că ne selectează. În domeniul universitar, uite, la Praga s-a făcut o universitate pe când noi n-aveam nici școală primară. În momentul nu știu care, la când s-a făcut nu știu ce, din ce noi nu așa. Pentru, deci, efectiv, culege la întâmplare tot felul de altfelități, pentru că se compară când cu aia, 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 foarte diferite. Și evident că ansamblu argumentat acest lucru. Dar argumentele, repet, sunt selective și sunt subiectiv selective. Este, de fapt, o concluzie în căutarea premisă. Deci concluzia e dată, o știm, și acum mai să vă arunc câteva argumente ca să susțin această teză. Metodologic nu este tocmai corect. Părerea mea este că nici deontologic nu e și că, în final, nici moral. Pentru că nu fără consecință. În momentul în care legitimez și consacri o astfel de viziune, pentru care știi foarte bine. Domnul Boia, printre altele, e un specialist al imaginarului. Știe foarte bine ce înseamnă imaginarul social. În momentul în care faci această legitimare, imaginarul social se vede confirmat, consfințit și devine mult mai activ. Deci v-am spus tot un de făcut. Ceea ce nu are cum să nască niște reacții, niște intenții, niște proiecte, niște aspirații.
Deci, un fel de blocaj la care contribui cu cunoștință de cauză să fim o formă direct. Deci asta e o, la prima mână ce se poate vedea și ce se poate critica sau măcar comenta pornind de la demersul domnului Voia, care repet un demers mult mai lat. Acum vorbim despre excepționalismul sau excepționalismele românești. Evident că trebuie să vorbim puțin despre excepționalism în genere și să nu facem, să nu avem un demers excepționalism, să zicem că numai noi suntem excepționali, că alții sunt numai preferiți. Nu am văzut în dată românii excepționalismul, există pregutire în doze și în părți diferite. Și într-un fel, atenție, este foarte bine. Deci există variante pozitive și chiar necesare de excepționalism. Am minte în carte excepționalisme strategice. În momentul în care ai decurtat un război de independență, de cucerire, de ce vrei să numai, sau nu este vorba asta, că avem toți pe. Dacă nu te crezi excepțional, suntem și medici. Suntem și medici. Deci și o să câștigăm. Suntem noriți în forță, acum vom vedea, suntem cei mai scandali. Mergem la război și le face ăsta de bagă, nu am avut. Deci e nevoie, e necesar ca o ideologie, un climat de excepționalism să mobilizeze populații, grupe, indivizi în anumite condiții. Dar nu tot s-a terminat războiul, s-a terminat meciul, e duminică, e cald afară, cum se cază. Deci există excepționalismul strategic, care este foarte bun. Există excepționalismul celor puternici, care e foarte bun pentru celor puternici. De faimosul excepționalism american, care a fost dintotdeauna, și care generează permanent ceea ce tot americanii numesc exceptarianism. Adică suntem atât excepționali, încât vom fi exceptați de la niște reguli generale. Sigur, nu? Națiunea, Națiunile Unite, Consiliul de Securitate, tratate de pace, de ecologice, dar noi suntem și datora, de la chestia asta, de la asta, dată fiind excepționalitatea noastră, pretindem să fim exceptați. Ce ne? Dar asta doar dacă ai puterea să îți impui un astfel de excepționalism. Britanii ce s-au oprit în asta cu mecanismul lor asemănător de opting out, da, care o vreme i-a păstrat în Uniunea Europeană. Da. Deci, nu se uită acum în detalii, dar vreau doar să spun că excepționalismul nu e prin sine și ca atare un lucru rău portând oricum în orice context. Acum vorbim despre excepționalismele românești sau excepționalismul din România. Nu e nicio surpriză că ele se aliniază pe două, pe cele două mari linii de forță, chiar dacă după aceea au în variante, ramificații și așa mai departe. Sunt două mari linii de forță, fiind cele menționate deja, ideologia evoluționistă, în continuare, cred că se numesc primitivistă și m-am explicat de ce, respectiv ideologia autoconistă, mai poetic, mai munician, așa. Am numit la un moment dat aceste două variante, aceste două opțiuni majore, ideologia devenirii și ideologia dăinuirii. Între aceste două opțiuni majore, între aceste două strategii majore, s-a construit, de fapt, națiunea română și ele sunt constitutive întregului proces și tensiunilor de construcție națională. Dacă pașoptiștii erau, evident, mai degrabă primitiviști în sensul acesta de evoluție, de niște standarde și venite din Occident și așa mai departe, după 3-4 vece, acum să te potolească că nu prea se potrivea în tot cu situația aia. Pe partea cealaltă, opțiunile, ideologia, opțiunea autoconistă, este estimată cel mai clasic și mai simplu de Minescu, întâmplător, cu metafora vinului. Deci, stejarul este preexistent în vin. Tot ce trebuie să facă
un poporul țară, un om, este să permită ghindei să devină deja. Să nu altărească, că asta omoară. Omoară deja. Asta e circularitatea bună. Nu trebuie să se pânță, dar tot îți va roti. Iar națiunea perfectă este aceea care se imită pe sine perfect. Creează lucrurile increate. Dar am spus prea mai la mai la mea. Da. Deci majoritatea formelor de excepționalism practicate în România de lungul timpului se află în preajma, sau sunt o continuare a acestor două mari opțiuni. Și sunt câteva ilustrări și analize din acest punct de vedere. Aș invoca doar în trecere din acest punct de vedere un capitol de care m-am ocupat eu, asta e, și anume situația și icoana și imaginea țăranului. Dar un personaj foarte interesant. Este un excepționalist pe care l-am botezat al prezenței prin absență. De ce acest lucru? Pentru că toată lumea nu uite despre icoana țăranului, se închină la icoana țăranului, țărânul are cum să nu fie identitar cu o populație obișnuită sunt în țărănească și o populație limpieză citantină, dintre care iarăși 80% erau oricei, nu avem cum să construiești o națiune modernă decât cu ceva cu atentul era compleșitor țărănească. Deci trebuia să construiești cu această populație, care a fost, repet, consacrată, cu accent pe sacrată, sacralizată, despre care știm foarte multe, adică nu. La care închinăm în continuare, deci care e simbolic, are o valoare foarte importantă, dar care nu există social. Nu există niciodată. Nu există niciodată social ca preocupare pentru părinții națiunii și pentru elitele națiunii. La ce mă refer? În procesul este foarte interesant. Îmi zic, spunea că țăranul, stata țărănească, oriunde ar fi, nu este vorbit, nu vorbește, este vorbit. Acest lucru s-a întâmplat evident și la noi. Despre țărani, am vorbit cu toții, sunt discursuri, sunt romane, sunt eseuri, sunt istorii, sunt muzee, sunt tot ce doriți. Dar nimeni nu a întrebat pe țărani, de fapt, ce faci? Mai mult, n-am avut niciodată dreptul la cuvânt. Mai mult, ceea ce s-a spus despre el este 99% cultură și 99% societate. Adică, ce face? Foarte interesant în antropologie, nu? Vin de acolo. Nu există revoluția antropologia rutenică. În părerea spune. A existat o mitologie a familiei armonioase. Cei care ați trecut cu mine la statul știți cât de armonioasă este familia. Iubesc cu toții. Dansați, dansați, ce coeziune, ce armonie, ce înțelegere, ce pace, din totdeauna. Deci asta e magic. Asta e discurs despre ceva care nu există. Și n-avea cum să există. Cu problemele pe care le are societatea națională. Deci, țăranul este un actor foarte important cu condiția să nu participe la joc. Și din acest punct de vedere, țăranul alimentat în același timp, în această formă simbolică, alimentat ideologia autohtonistă și tot extravaganța, tot excepționalismul autohtonist. Țăranul nostru autohton e ca nimeni altul, e minunat, ca un poet, ca marketing de comunicare, atenție, că sunt arma de treaba vite în acum de sunt arma lui Alexandrin, la vremea respectivă, ca marketing politic, au fost excelent, deci avea miză în ipotecare atunci. Deci, pe de o parte, țăranul este cu expirea de excepționalism totul deosebit. Cel mai țăran, cel mai
Fale de cel mai, în ziua de astăzi, care sunt caracteristicile cel mai venerate ale noastre, ospitalitatea țărânii. Se trebuie să vină de ea. Ce mai departe? De pe de o parte, alimentat acest excepționalism autohtonist în varianta sarbici, ca imagine, ca discurs, pe de altă parte, alimentat celălalt excepționalism al înapoierii, al ratării, cu țăranul. Țăranul, în ziua de astăzi, din cauza unui rurale, din cauza celeilalte omului, nu putem să prosperăm. Este un obstacol, o piatră de moară de piciorul nostru a omului care putem și vrem să le dezvoltăm, putem și vrem să le recuperăm decalaje și din cauza nenorocitului de țăran nu putem. Deci, este cum același personaj, fără să știe, fără să fie luat în considerare într-un fel sau altul, alimentează ambele discursuri, discursul major. Și acum, aș putea să vorbesc mult pe chestia asta, pentru că sunt mai mult la mare, nu e foarte interesant cum în sfârșit, pentru prima dată, într-un mod conjunctural ciudat, când să nu se poate modeliza de capul. Cum? Pentru că nu e orice. Și vine și-și face propria și-și face propria lui casă. Și tradiționaliștii, și moderniștii, și unii și alții se repede pe cum îți feriți. Ne discuți tradițiile noastre. Care e noastră? Parcă că le-a dat literatul. Bine, trebuie să spune. Dar n-are dreptul să ne stice specificul național. Deci e prima dată când modernizarea nu mai este de sus în jos, ci de jos în sus. Ce a ieșit, nu comentez că e frumos, că e urât, că e chici, că e... dar este foarte autentic, în sensul că este chiar ăla care a produs și celelalte tradiții, care trăiește o bună dignitate, așa cum trăiește el, cum a trăit totdeauna, și cum acum trăiește ca să-ți promițească și așa de departe. Nu, nu, și întrebați, uite, din muzee, și din altă, nu? Cum ne-au distrus țara acești migranți care ce sunt? Nu pe așa, nu cumva sunt de la țară, nu cumva sunt ceea ce tot noi numim țăranul cel frumos al nostru. Da. Deci aceste contradicții foarte complexe, aici este doar o ilustrare a acestei dinamici pe care prin diferite articole, prin diferite studii, prin diferite registre am încercat cu toții să o înțelegem. În altă perspectivă oarecum, e o serie de articole despre epocalism. Epocalismul interbelic, epocalismul comunist și chiar un soi de epocalism post-comunist, pentru că în toate aceste cazuri, în toate aceste epoci, s-a întâmplat ceva excepțional. În perioada interbelică s-a întâmplat ceva excepțional pozitiv, dar abonam pe domnul ăsta și față în care ironica, da, în fel de fără, doar că pe tăi obiectii pătrați în jurul capșanșii. Și mai multe s-a întâmplat în copere. Aici am trivializat puțin, dar am zis foarte mult. Deci o analiză, colegul de față, a acestui excepționalism pozitiv al comunismului, la care, după căderea comunismului, foarte multă lume visa și chiar preconiza să ne întoarcem. Dar istoria nu face pauză. Adică nu înțelege, a divorțat de undeva, că acum te întorci la dragostea din copilărie, pentru timp e liber. Nu merge. Deci, pe de o parte, acest tip de excepționalism pozitiv, pe de altă parte, să nu vă supărați, excepționalismul negativ al comunismului. În momentul care comunismul anilor 50 o poveste, până în 80 altă poveste, în anii 80 este altă poveste. Pentru țărani e ceva, pentru elite este altceva. Nu s-a întâmplat, toți am murit, toți am fost sacrificați, toți ne-am jertfit. O singură idee, ca după societatea de comunism, să putem să fim anticomuniști. Da, doamne iată, nu înțelegeți că e o pledoarie, și bine am trăit un comunism, aveam și simte de pe unde, nu despre asta este vorba, dar este o abordare, iarăși, totalitară în ultimă instanță, esențialistă,
care nu face diferența între zone, între perioade, care pe scurt oferă judecăți de valoare și nu judecăți de interesant. Ce s-a întâmplat cu adevărat? Cât se poate, cât poate istoria să rezolvă acest lucru în perioada sau în perioade. Nu vedeți că este imposibil în continuare să facem un model al comunismului. Pentru că nu vedem de acord ce s-a întâmplat, nu? Cum trebuie să-l prezentăm. Păi nu ne interesează despre ce este vorba, ci cum trebuie să prezentăm ceea ce credem noi că ar trebui să prezentăm. Și același lucru se întâmplă până în ziua de astăzi cu excepționalitatea postului. Nu că ar fi material care să alimenteze astfel de extravaganță, dar chiar și acest lucru trebuie luat cu prudență. În sfârșit, pentru că nu am cam lungit, dar aș vrea să... N-aș vrea să întâi până să, înainte de a sugera câteva... Nu din acele de explicații, dar nu luați aditerant, pentru că nu sunt explicații. E foarte greu și e prezumțios să spun noi. Vă dau acum explicația de ce este România. Pentru că am zis să concluim cu așa ceva. Din fericire nu este posibil. Dar câteva premize, câteva ipoteze s-au născut din discuțiile în jurul acestei cărți, în această carte. Deci este evident că ceea ce a devenit, ceea ce este la ora actuală în România, are niște particularități. Din nou, niciodată nu e așa, că nu fie cumva. Deci este cumva, iar acest cumva este destul de aparte. Și acest cumva este destul de aparte pe durata lungă. Deci, la un moment dat s-a avut o explozie de cosmică și atunci s-a schimbat. Nu, deci, acest cumva are istoria asta, are durata asta. Acest cumva are câteva ingrediente, câteva factori care par să fie determinanți. Determinanți în sensul de care au o influență foarte puternică. Ultimul capitol este o discuție cu doi prieteni, doi colegi psihanaliști, ceea ce în România în toată practică, psihanaliză socială. Și bucându-mă acum țintele cu limbajul psihanalitic, dar nu răspăr cu el, ceea ce este o caracteristică de durată este lipsa cronică a terțului, ce se numește. Adică a imaginii parentale, a imaginii de autoritate. Asta poate fi tradus în istorie prin câteva lucruri foarte importante. Întâi și întâi, ceea ce a devenit România sau România sau Comunității cu preț, nu? Ne referim la noi. N-am avut niciodată un stat puternic, centralitate. Tatăl. Care duce în vreme. Așa faci și asta e regulă. Ori nu am avut un stat puternic nici măcar până ziua de astăzi. Bun, am avut două totalitarisme, dar care au fost prea, la scară istorică, prea trecătoare pentru a produce bașca care erau optat să vină. Și cu state slabe în care partidele trebuiau, partidele de tip totalitar și atunci la ambiție începeau să palieze tocmai această slăbiciune inerentă a statului, care sub raport juridic, de exemplu, sub raportul legitimității, chiar autoperceputul, era în permanență care, de asta trebuia să mai vină cineva care slujea statul, care făcea, juca rolul statului, ceea ce nu-i prea bun, nu te încurajează să fii... Dar să avem un stat cât de cât credit, pentru că am avut o lege din afară, din neamț. Mai mult decât atâta, dacă ne uităm puțin că la organizarea socială a societății românești, adică, respect 80% țărăniști, vedem că este foarte apropiată de ceea ce Pierre Plastin, procuror francez, numea societatea împotriva statului. Adică mecanisme de organizare care țin statul, adică puterea la distanță. Opția de părmași. Opția de părmași, adică formele de organizare a statelor, nu au avut niciodată un conducător. Cine șef? Nu există. Nu există. Era o formă ceea ce statul numai de democrație primitivă.
nu parlamentară, nu tributară, nu, dar o formă de, în care Obstea decidea de comun acord cu condiții. Și relația cu exteriorul se făceau printr-un ispravnic, adică cel care făcea o ispravă, după aceea s-au specializat lucrurile. Și totul era într-un sistem istoric, vorbind tributar, după aceea nici de taxe, de cum vreți să le spuneți. Da, dăm cezarului ce al cezarului, cu toată Obstea, cu fănuțe. După aceea nu s-a mai legat și n-a născut ciora noastră. Să luați limba așa, dar despre asta este vorba. Obstele făceau ca cu boierii, boierii cu vodă, vodă cu turcii, ca noastră nu se războaie de independență, în mare măsură au fost reacții. Bați în trecut cu cu cerere, adică neamul stabil la trei vaci, trei vaci, dar nu aveți patru, deși nu are război. Bun, ne întoarcem la trei vaci, se chemă că am căpătat independența. Nu, nu. Deci, și ce? De a avea organizare socială, e exact de acest tip. Ea, am să uita, până după primul război mondial, proprietările nu au fost individuale, nu au fost nici măcar pe gospodării, au fost pe obști. Deci, Obstea era subiectul juridic. Am dat pământ țăranilor. Nu, am dat niciunui țăran, am dat numărul Obstea. Ce fac ei după aceea cu pământul în interior, Obstea nu treaba lor. Ori, pe această structură care, iată, merge până văd în secolul 20, ideea de stat, de regulă, nu de lege, nu avea cum să fie. Asta e legat apoi și de o realitate. Deci, noi nu prea avem conștiința specificității societăților orale. O societate țărănească nu este obligatorie orală, dar de regulă este orală, iar în cazul nostru este fundamental orală. Și aici, cel mai simplu exemplu care poate fi dat, știți termenul, regula, nu? Regula pe care nu poate să-l dați dată, că nu era, o dădea gura satului. Știm la ce ne referim. Gura satului e o instituție, nu e bârfă. Vârfa a devenit pentru noi urbani și așa mai departe. Nu știți care e reglementat. Să te ferească Dumnezeu să intri în gura satului când, atunci când încalci o normă. Ce fel de normă? Moral. Cutumiar. Diferența între Ardeal și Principatele și Vechiul Regat. Păi iarăși lucru pe care nemții știu foarte bine, maghiarii știu foarte bine, românii nu știu că nu interesează, nu știu de ce. Păi de la Maria Tereza tot Ardeal a fost organizat prin Acașa, pe vecinătăți, care sunt modelul medieval săsesc și care înseamnă lucru foarte simplu. Fac exact același lucru ca și celălalt stat, doar ca un statut. Deci tot ceea ce este reciprocitate, dar și contradare în statele celelalte, apoi sunt simplu în statut. Și este un fel de contabilitate morală. Adică, tot Sărteanu, da, așa cum înseamnă vecinătate, dar nu vecinătate în sens de apropiere, ci vecinătate care e o instituție, o asociație de apropiere, de 40-50 de gospodării care sunt apropiate, da? Care are un tată de fel, un tată de vecinătate care este ales din faptul mare, care are un contabil care ține această contabilitate morală, care ce înseamnă? Toți stătenii trebuie să meargă la biserică. Cine nu merge la biserică, trei, toți amenea. Dacă se îmbolnăvește un membru din vecinătate, toți ceilalți trebuie să-l ajute la coasă. Nu? De ce? La mormântare trebuie să... Să te culmea. Pentru români, mormântarea este sacrosantă, este a neamului, a familiei. Acolo o face asociația de vecini. De aici au avut o mică problemă și dubla. Deci o făcea vecinătate și o făceau ei mai departe strict în familie. Dar vreau să spun că într-un caz ai o reglementare prinscrisă printr-un text, printr-o autoritate, în celălalt caz nu ai. Doar aceste diferențe, iarăși, le vedem până în ziua de astăzi, cu toții, chiar la nivelul stereotipului. Iar de lea. Asta e cum dacă nu, dacă e musa, e musa. Nu, eu cam cu femeia, care știți. Diferențele există. Și ultimul lucru, povestea cu Românul, frate, cu Codru, pe care iarăși în locul foaie verde și așa mai departe, în român de rândele, dar nu foarte bun așa e țărănesc general. Țăranul, economia
strănească economia agrară, n-are cum să fie în contradicție cu noastră. N-are cum să se lupte pentru cucerirea noastră. Asta apare o trebuie să fie. Industrializarea și așa mai departe. Înseamnă dacă nu trăiește în armonie cu natura, dacă nu într-o relație maternă se întâmplă cu natura, întâmplă sigur cu foame. Deci, iarăși, numai societățile de societate nu s-au angajat într-o luptă cu natura, într-o luptă cu puterea, într-o luptă cu, iată, o instanță pe care să o cucerească. Nu s-a făcut una de a cuceri natura, ci de a avea relații cât mai armonioase și respectiv apoi am reflectat de câteva lucruri pe care doar le evoc. Modernitatea pe noi e faicită. Deci omoară, își omoară trecutul, își omoară, își neagă purină. Și câteodată, în cazul de francez, e faicită făcut. Evident, același lucru s-a întâmplat și în România. Doar că acest falicit, dar nu a fost un falicit neisprăvit. De cum se spune modernul. Care duce, iarăși, până numai cu terminologia politică, la un soi de criză indipiană nerezolvată. Dar ce mă refer? După secole multe de spațiu cultural balcan, adică bizantino-otomano-balcanic, în două decenii, trei decenii, ca să te vedeți mai frumos în îmbrăcăminte, că vezi în portrete de la 20 la 40, nu? Cum s-a schimbat totul. Ne-am trecut cu 180 de grade de la o identitate și un spațiu de apartenență culturală. Sud, Balcani, otoman, bizantin, la la o referință la un altul semnificativ occidental. Pe care ne-am ales ca modern. Pe care ne-am ales ca tată reprezentativ. Pe ori această trecere nu s-a consumat nici până în ziua de astăzi. Și a rămas un fel de ambivalență, ocupându-mă pentru ultima dată cu termenul psi, cu toți avem un fel de eu balcanic și supra-eu occidental. Adică, suntem mici, dacă vreți, adică sociabilitatea, un gen de sociabilitate, un gen de relații de apropiere, de gen, viață maternă, dar avem o conștiință de apartenență occidentală care ne dă tot timpul peste lume. Nimic nu-i place mai mult decât o sărbătorire, niște mici cu niște pere, dar, dacă suntem intelectuali, vom condamna unie proletară aceste obiceiuri grosolane și balcanice. Iarăși simplific, iarăși idealizez, dar asta fac parte din viață. Adică există o apartenență balcanică, dar nu are un stil de viață, un gen de valoare, un gen de relație socială, repet, mai ales orizontală. Și există acest model occidental, care e mai degrabă relații ierarhice, paterne, de control, de norme, nu trec pe roșu. Dar în același timp vrem să fim așa. Ei, și în timp cu această problemă politică, socială pe care avem cu toții, dar nu de multă vreme. Având această obsesie foarte meritorie, că dacă nu-ți propui ceva mai mult, o să rămâi exact acolo. Deci nu e o critică. Doar că, întotdeauna, așa că o facem cu toții, avem nevoie de un nivel de așteptare și care se compară cu un nivel de realizare. Așteptăm celălalt, avem niște expectații, niște așteptări de la noi, de la viață și așa mai departe. Vrem să facem ceva, vrem să ajungem undeva, ne dăm un standard, un stachet. Și după aceea, evitam în comparare cu ce am făcut, cu nivelul de realizare. Ori, noi, din cauza acestui model, ar vorbi mult prea departe. Vrem să fim peste noapte, vreau să fim francez, acum vrem să fim rapid. Deci un fel de nerăbdare istorică care ne joacă feste. Adică ne punem niște nivele de așteptări foarte sus și inevitabil, în secunda următoare, înseamnă la nivelul de realizare, cădem unde preț. Pentru că distanța între nivelul de așteptare și nivelul de realizare este foarte mare. Și te repet acest lucru. Yeah.
Ori, momentul în care aceste excepționalisme îți formatează într-un fel această imaginație, îți orientează nivelul de așteptare, ori te aștepți la mult prea mult și nu reușești, ori te aștepți la mult prea puțin și nu mai încerci. Și acest loc psihologic uman general este așezat și instituționalizat în istoria recentă, totuși, a României, dar are o durată lungă, are niște instituții în spate, are niște procese în spate care au făcut acest mecanism al minții universal să funcționeze cam așa, să funcționeze, în continuare. Deci, a te juca cu excepționalismele, altfel decât la o cafea academică, o mai puțin academică, devine foarte riscant. Deci toată povestea asta nu este o dezbatere academică, sau nu este doar pe atribuie istorice sau detalii sociale, ci eu cred că este o miză civică, dați în cuvântul care s-a demonizat, dar este o responsabilitate civică. Și la această provocare am încercat cu toții să răspundem în această carte. Cartea înseamnă, pe lângă
exclusivo para ser um valorício. Que é que gerava o turismo mais excepcional? Acum, excepcionismul însuși. Cred că poate fi analizat foarte multe lucruri. Și, pardon, foarte multe feluri. Mai întâi, mă întreb dacă el este un act semantic, cum a fost prezentat, sau un act pragmatic. În sensul că părim această fracție, când am mai ofer, pentru că nu pot fac ceva. Și mai ales vrem să facem ceva. De acest act pragmatic, eu îl văd ca o critică. Pentru că tonul pe care este spus este acela de revoltă. Dar e o critică care nu duce la acțiune. Și aici, iarăși, se pune în interesul care trebuie să dreptate. Ne vorbim, nu facem. Acest fapt este, deci, o critică care ar putea să devină și o autocritică, este inclus în definiția pragmatică. Și este explicația pentru care nu se întâmplă nimic. Se vorbește doar. Poate că n-ar fi bine să uitați că aici este un substrat critic extrem de puternic care poate deveni exploziv. Exploziv este când oamenii ies în piață. Atunci partea critică ies atrapat și spun demisii. Întâmplător, de exemplu. N-ai ce legătură cu dumneavoastră. Bun. Dar șapte, să ieși din nou prin tări, la urmă. Nu, nu știu. În timpul real, nu sunt că problemă să mă dăm excepțional. Acum, excepțional, fiind, pot să fie pozitiv sau negativ, desigur, dar excepționalitatea include excepții. Și asta mi se pare iarăși, acum, din punct de vedere semantic, dar cred că e și pragmatic, la fel de complicație. Pentru că este oare o excepție faptul că e o plângă din aviații? Sau este chiar exact discursul pe care mă zic? Dar în modul în care eu vorbesc, iar că aia nu e și mie să spun ceva. Mai dar ușurești și eu. Scarne, poate e nouă să spun. Deci toată această complicată structură lingvistică se pare foarte importantă și cred că ar fi analizată și de ai spus că în nivelul de recepționism american, prevenind la lipsă. E foarte interesant că el spune, și că că europenii pleacă dintr-o istorie comună, dar americanii pleacă dintr-un angajament inaugural. E foarte frumos spus, dar e adevărat. Americanii sunt europeni, au plecat și au fugit din Europa. Pentru că cel. După cum refugiații români în România au plecat din România, pentru multă cea România. Țăranul sau omul fără multă cultură care pleacă din scoală pasă de Spania, pleacă pentru că nu-i place ce e România. E tot un mod de a se exprima. Și coloniile grecești. Exact. Ei plecau pentru că nu-i place. Deci acest tip de critică nu cred că trebuie ignorat. Adică nu aș scrivi numai ironic. Sigur că eu, când vorbesc, că și eu expozez la calamenea mea, când vorbesc, de exemplu, întâmplător despre ceva la vorbesc. Dar vă rog să uitați. Dar e mai mult decât așa. De ce nu se întâmplă ceva în plus? Asta e o atingere mai mult. După aia, faptul temporal. Sigur că ce ați spus amândoi, este adevărat, în raportul dintre România sau țările din vestul european. Dar sunt niște chestii, niște evenimente istorice în vestul european care i-au format pe vestiști și care nu au un loc în vestul. În primul rând, țările din Est au fost inclusiv Polonia, de trei ori distrusă ca stat. Trei ori împărțită între Germania, Ungaria și Austria. Și totuși trece. Nici să ne bagăm din moment. Nici chiar Ungaria nu a fost o parte. Dar, în acest iaț, între vest, centru, vest,
Este é o peito. Mas antes de tudo, mas de dentro da parte da história, din 1948, care a dat în sfârșit liniște occidentului, în pentru că măcel permanent al protestanților și catolici în întâlnire. Dar i-a lăsat în pace, s-au descontat. În acest pact la Dumnezeu Spania, nu au fost inclus ortodoxi. Ortodoxi nu existau. Nu există nici acum. Să se discută despre religii, se discută exclusiv religiile occidentale, deși Polonia și Ungaria sunt catolice în mare măsură. Dar după cum sunt și ortodoxe în Ucraina, spre Ucraina, etc. Bun, această ruptură între ortodoxi și catolici nu este numai o ruptură religioasă sau culturală. Nu, este și o ruptură politică. Din nou beneficia de același statut în istorie. Ortodoxii au fost dar în afară istorie. Nu au vrut ei să fie, au fost puși în afară istorie. Pe plan local, fiecare ordine teologico-politică în Bizantie, cultura post-bizantină, nu are nimic de a face cu sistemele occidentale teologico-politice locale. Bineînțeles. Sunt multe diferențe, desigur, dar aceste diferențe au dus la niște acumulări. Din moment ce eu, ca ortodox, sunt tipurile majoritare în țara, dar am ciure, pe care sigur că gelozesc pe un catolic și mă duc într-o țară catolică și îi trăigea ca să câștig un ban. Adică toate aceste lucruri au rădăcini istorice. Noi cred că ar trebui să ne gândim și la acest aspect. Am câte amuțițe că îmi că am de rădarea dumneavoastră, poate să mai spun câte ceva pe și cum Dar, în primul rând, aș remarca faptul că în această carte sunt nume foarte cunoscute și nu mai puțin cunoscute. Sunt ziariști și sunt cercetători. Partea întâia este scrisă de ziariști. Nu am nicio părere. Pentru că ei au scris ca niște ziariști. În schimb, din partea a doua, unde sunt numai oameni de cercetare științifică, am foarte multe părți, sunt oameni toți de mare calitate. Și am descoperit în această ocazie cel puțin doi oameni din noua generație, de lucru doi pe care am cunoscut aici, dar și Andrei Copilaș, de mare calitate, pe care nu-i cunoșteam, pentru că nu sunt acum, și care sunt pe Mirel Bănuțe, de când am cunoscut la un moment dat, nu mai știu ca la fel, dar foarte puțin. Bun, este această generație, deci o nouă generație. Eu, calitatea cărții este amestec perfect, amestec, colaborarea perfectă între Mințină și Ienescu și antropologi diferite, serii diferite, formații. La acești antropologi, în sfârșit, apare tipografie vestică și americană, ca să fiu și eu în genul discuțiului, că dacă nu sunt de veste epistemic. Nu este vorba de asta. Este vorba de faptul că a cita niște autori decenți înseamnă a intra într-un univers discursiv recent. Deci a nu repeta la nesfârșit același lucruri, așa cum se întâmplă exact. Și care a fost soarta prin excelența Societului Național ca idee, ca acum și în românește, ele sunt accesibile.
Din păcate pentru vârsta mea. Nu. De ce? Asta e o carte care se citește la fel de... oare același interes acum, cum s-a citit atunci. Tot e vorba, paradoxul este o formă de a pune, cum să spun eu, de a te plasa între tautologie care este astfel, nu? Și paradox care este altfel. Da. Intri undeva, și o poziție, intri de undeva, într-o lume a paradoxului, ambivalenței, evoluții istorice. Și, bun, în ceea ce spune Vintele Mihăiescu, angrenând toată această lume țărănească aflată timp de 150 de ani la originea principalelor teorii ale specificului și ale unicității. Pe această lume unică, aflată și în schimbare, dar o schimbare lentă, s-au dezvoltat cele mai diferite moduri de... Deci, una și aceeași, se spune, combinație de fapte istorice a putut genera teorii absolut opuse și antologia teoriilor despre specificul național a început printr-o construcție a țărănității generice, înainte de românitate. Au avut problema aceasta extraordinară de a construi o condiție țărănească unică și ea era de o diversitate extraordinară. Și încă o dată, la diversitate, la capitolul acesta al diversității, noi suntem și astăzi restanți. Pentru că nu am putut, nu avem suficiente analize ale specificității României ca entitate politică, să spunem contractuală, care să facă loc alterităților colocuitoare. Deci, care este alteritatea maghiară sau alteritatea germană și care este jocul său extraordinar de complex cu identitatea noastră. Nici evreii români nu se seamănă cu evreii maghiari, nici ungurii din Ardeal nu seamănă foarte bine cu ungurii din Câmpia Panonii, etc. Adică sunt diversități și unicități interactive. Iar harta acestor interacțiuni la noi este foarte slabă, pentru că istoriografia naționalistă și dependentă de unde statul național a trebuit să șteargă pentru a construi idei, tipuri ideale. Și din acest lucru, cu tipuri ideale de perene, înțeles într-un sens foarte primitiv, a ieșit o lume de abstracțiuni care nu explică, nici nu descrie. Fără discuție, nu asta este clar. În Conea aveau o vorbă care mi-a plăcut foarte mult. E țara plină de țări. Dar rezumă toată povestea. Atunci, cum faci o țară, cum am zis, din foarte multe țări? Dar asta nu e doar o problemă. Nu, evident că nu. Care sunt pline de contradicții interne. Între nord și sud, de exemplu. Nu este Sardinia. Acum, unde nu există Italia? Bine, și Franța nu se simte prea bine, atunci, de vedere, 100 și ceva de ani. Ei au puterea să gestionăm de acest lucru. Noi ar trebui să ne prezentăm mai unitar decât suntem, ca să ne iei ceva în seamă. La Sicilia se vând dicționare a două limbi. Italiana și Sicilia. Îmi pare rău, a avut un dicționar recent român-otenist. Nu, 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 acum, e de la ecologie, bine? Dar vreau să spun că 13 din limbele de acolo, nu le știu. În loc de 13 sunt cam o sigură cu ea. Atunci ne-au spus. Bun, deci dacă mergem pe filul ăsta, cred că vom descoperi acest gen de pasiune. Sunt în zilea ta pe țări, țara Franței, de la Panamuri și la Buzirii, până în prezent, au ocupat titularitatea. Și pentru a construi esențialismul Românului, doar că aceste lucruri, bineînțeles, au trebuit să fie curate. Și întotdeauna asta s-a făcut peste tot. Și când s-a vorbit despre Volkskreis în secolul XVIII, și atunci Germania sau statele Germania au o diversitate extraordinară. Și erau reciproc incomprehensibile, de exemplu, dialectele vorbite la un capăt al lumii germanofone și la celălalt capăt al ei și până astăzi e la fel. Dar în ciuda secolelor de standardizare. Însă, la noi,
Această ilegitimitate percepută a construcției statale, slăbiciunea statului și lipsa de autoritate a unui centru de putere au exacerbat construcția unei abstracțiuni, cum ar fi identitatea normativă a țărilor române. Vreau să vă spun, dacă se uită nimeni așa. Mă rog, am citit poate mă înțeles și am luat foarte multe să înțeles. Asta reprezintă treabă, nu știu, de frază. În sensul că sunt tot ce standard profesional în discutarea unor chestiuni. Dar spune însă că altceva se fac mult mai prost ca noi. Adică, dacă sunt vorba de stat, de lucru, sigur, sunt modele fericite, cum este Germania și Franța, Franța a ales, pentru că a costat mai puțin din sânge, dar sunt modele care și modele sunt mai mult foarte, foarte diferite. Cum reușește Franța să obitereze utilitatea vasilor? Și cum nu reușește Spania să obitereze? Paranteză, fie spus, naționalismul basc s-a născut la 1860, când au venit spaniolii să lucreze la uzinile siderurgice. Deci, un fenomen absolut recent, e un fenomen specific acestor societăți burgheze industrializate. Nu este o moștenire de problema lui Carol Pinto. Dar în superarea Europei, există organizarea de care au zis, există aceste fueros, aceste comunități locale și mă gândesc că și la noi, ce spunea Vintilă Elescu despre problema asta de dualitatea oșilor, adică pe de-o parte avem un colectivism normativ care lucrează și care supraveghează și împâne, pe de asta poate avea un analizm, în sensul că, într-o anumită categorie de probleme, fiecare face cum se iau. Ce a făcut statul român? A trimis un directiv de la guvern, pe care local, să negocieze cu locale. Și s-a negociat pe șpagă. Aceasta... Se negociază și în ziua de se negociază și în ziua de azi. Acum se negociază și în ziua de poți să mai văd acum. Asta este lucrul problemei. Adică, țăranul să fie țăranul, intelectualul, nu este lucru. Dar nu poți să exerciți puterea de stat prin negociere la nivelul comunităților locale. La un moment dat erau, a pomenit din termenul Ionescu, de existența instituției ispravnicului. Dar la un moment dat, în secolul Pantaleon, trebuie să ne uităm că erau doi ispravnici. Un ispravnic administrativ și un ispravnic mai curând fiscal. Acel administrativ militar polițienesc avea un anumit... Exact. Și avea un raport ceva mai dur și mai puțin conciliant cu supușii domnitorului, pe când ispravnic cu celălalt, durul său nocturn, să spunem așa, care colecta dar exact. E nu, dar e practic, exact, în altă ordine, sigur că dar exista foarte mult în cu fiecare exact, dar în raniță, patronul de fulă Vladimirescu, dar numai unul l-a folosit, însă era ispravnicul numărul 2. Ispravnicul numărul 2, acesta pentru noțiuni de natură fiscală, care ăla trebuia să fie mai conciliant, pentru că nu putea să iei cele 7 miliarde în fiecare zi, cum ar fi fost ordinul de sus. Deci acolo s-a născut un fel de conivență chiar între elemente ale structurii de stat cu cei care justițiabili și administrați. Ceea ce și ea, asta e o lungă tradiție. Dar știți că în Franța, Zaciu, adică Dărășăvă, care colectează impresia în lucrurile de partajului, are procent. Deci, Republica Lei. El e care salariu, are procent. Deci, haideți că, cum să zic, să nu ne facem un complex de inferioritate. Nu, nu, de la asta, în orice caz. Am văzut.
Bună seara, bun Daniel. Bun, o să am o intervenție foarte scurtă legată întâi de proiectul lui Lucian Boia, pentru că senzația mea după ce am citit și cartea și felul în care s-a făcut marketing cultural e că a fost un proiect și nu a fost un bestseller întâmplător. Trebuie să recunoaștem, e un super bestseller. Cred că ține, deci limitele acelui proiect țin de faptul că nu rup deloc cu ideea de dispoziții culturale. Și mai mult decât atât că lasă aceste dispoziții culturale rupte de economia politică. Deci, din punctul ăsta de vedere, proiectul lui Lucian Boia suferă de un autism la economia politică sau, dacă vreți să-i zicem invers, sistem social politic-economic, nu? Care nu se uită numai la dispoziții culturale, ci se uită la felul în care acestea se plasează într-un câmp de producție. Da? Și proprietate, și mijloace de producție, etc. Deci, din punctul ăsta de vedere, ele erau clare de la prima lectură. Dacă te uiți acolo și vezi că evită complet orice dialog cu Wallerstein sau cu Chirot, nu? Pe care l-am, sau chiar cu Stahl măcar, am fi putut cumva, în felul ăsta, să avem o carte mai bună. Asta este o discuție pe care o fac și mie mi se pare că este simptomatic genul ăsta de atitudine care se uită la predispoziții culturale. De aici se naște un excepționalism fără fisuri. Da? Pentru că nu îl plasează... Excepționalism, culturalism. Exact, culturalist. Și din asta mi se pare că trebuie să învățăm mai că din proiectul ăsta al lui Boia, chiar și eu, trebuie să mă mărturisesc că după aia m-am dus și am citit mai atent și cartea domnului Murgescu, am citit și cartea lui Chirot mai cu atenție și cred că de fapt asta e și cartea, aici vin meritele cărții despre care discutăm acum, de ce este România astfel, că și explicit și uneori în subsidiar face totuși relația cu aceste... cu autorii despre care vorbeam înainte, care ne plasează într-un câmp care evacuează aceste predispoziții culturale. Este și această întrebare la care făceam aluzie scurtă la început, și anume că istoria unor discipline din științele sociale și umane, istoria antebelică, s-a uitat. Și dacă oamenii pur și simplu ar avea curiozitatea și răbdarea, competența să se întoarcă la ceea ce s-a scris până la anul 1945 în România, ar găsi pe lângă o antologie de lucruri care sunt discutabile și chiar criticabile sau regretabile, toată această bogăție de analiză pe care, între timp, ce să faci dacă din antropologia interbelică n-a rămas decât o formă de etnologie rămasă, adică câteva zeci de ani subsistentă ca anexă a sistemului culturalist al statului nou, statului partid. Cine a mai citit clasice acestei, sau ei trebuie, desigur, citiți critic ca orice text, dar absența lor din canonul în alte culturi românești a făcut cu putință revelația unei cărți ca aceasta la lui Lucian Boia. Tocmai pe acest fundal de uitare masivă a unei, am menționat istoriografia, dar bineînțeles toate celelalte științe sociale și umane. Câteva scurte comentarii. Dacă modernitatea e un deziderat, modernizarea s-a dorit ceva concret, așa, ca un fel de input care vine dintr-un, hai să zicem, program intelectual care apare în timpul vremii. În cazul medicinei, această modernizare pare a funcționa pe principiul unei injecții terapeutice în care, practic, anumite zone se colorează și se urbanizează, în timp ce alte zone sunt destul de rupte de un anume mers, să zicem, natural, științific, al lucrurilor. Când apărut primele generații de absolvenți la Școala Națională de Medicină și Farmacie, prima reacție în Occident a fost aceea unui zâmbet, zicem așa, condescendent. Adică, bun, termin o facultate în ghilimele la București și cine ți-o acreditează, cine te bagă în seamă, ce fel de studii ai făcut, cât de calitativ, decente sunt acele studii ca un profesor de la Paris sau de la Berlin, măcar să conștientizeze existența acestei instituții. Și atunci, într-un mod un pic mai primar așa, apare această idee că, într-adevăr, creăm noi o instituție, dar trebuie totuși să o echivalăm
chiar în termenii aceștia moderni. Și interesant e că primii care au întins o mână de ajutor au fost nu francezii, deși Carol Dacila e clar un francez exasperat care încearcă să structureze ceva în România, ci italienii de la Torino. După care Franța vine imediat și spune, stai, hai să vedem, poate să lucrurile astea se pot pune la punct. Poate să uită faptul că Facultatea de Medicină, și există un discurs din ăsta, e triumfalist, o raportăm la momentul 1857. La termenul de Facultate de Medicină apare abia în 1869, când deja niște lucruri sunt structurate. Și o mică paralelă și închei, grecii aici sunt un pic înaintea noastră, pentru că Otto al Greciei cu Universitatea Capodistriană deja în 1830 și ceva, dă drumul unor studii medicale și atunci să fim foarte atenți cum ne plasăm. Întrebarea ar fi ce anume poate să înțeleagă un occidental, deci aveți o experiență deosebită, din acest tip de discurs. Pentru că eu am o experiență directă și nemijlocită cu un Consiliu Științific la Asociația Europeană de Istoria Medicinii, în care încerc să comunic conceptualizând niște lucruri. Și e destul de greu. Da, dar a funcționat, în cazul în orice caz, ca un standard, sunt două hărți care întotdeauna le prezint când îmi fac o discuție despre istoria medicală românească într-un anumit context. Începutul secolului 18, în care avem toată zona est-europeană dominată de zona balcanică, otomană, pur și simplu, și începutul secolului 20, în care deja lucrurile încep să se nuanțeze nu cu ideea de stat și de limbă și așa mai departe. Cred că în clipa în care conceptual reușim să explicăm chiar la un anumit nivel intelectual niște lucruri de așa manieră încât poate niște termeni mai standard, care apar în conceptele lor, transfer of knowledge, circulația cunoștințelor, networking, crearea unor rețele și niște destine care se internaționalizează prin faptul că lucrează în Occident, vin în România, circulă într-un anume context, cred că vom avea de câștigat și ar fi fascinant de văzut în ce măsură un asemenea demers poate fi tradus și pus în circulație pentru un public occidental care nu are nimic prestabilit în ceea ce privește realitățile noastre. Mulțumesc! Fernando, da. El arată că s-a putut integra destul de bine în aceste schimburi europene, judecând cu cariera mea, dar a trebuit să lupte pentru asta, bineînțeles. Sigur că, de fapt, asta mi se pare o chestiune destul de ușoară, pentru că e vorba de stabilirea unui sistem de omologii între concepte și practici bazate pe această idee tot mai vizibilă pe măsură ce România sau țările române sau teritoriile românești intră într-o dinamică a legăturilor cu Occidentul. Deci, actorii modernizării spațiilor românești, și despre Transilvania și Banat, trebuie să mai insist, dar despre principate se poate vorbi, sau despre zona Dobrogei, de jos. E, o bună istorie a profesionalizării puterii, a apariției sistemului noilor cadre, a apariției tehnocraților, a experților, asta încă rămâne descris. Există aici și acolo o încercare de pionierat, făcut de unul dintre autori, că limbătoi dintre antropologi și sociologi se ocupă de această problemă. Marius Turda, care lucrează pe această istorie a medicinei în întregul spațiu general balcanic, european. Asta este... De ce să fie mai ușor? Pentru că dacă faci oamenii, înțeleg lucrurile comparabile. Da. Comparabilitatea între statutul țăranului din Plăgădești și Vlașca și al țăranului din Pericor e mai greu de stabilit. Deci acolo sunt lucruri universale, măsuri destul de ușor de urmărit, cum ar fi de pildă chiar dețărănizarea populației rurale. Dar e un fenomen, în fond, destul de recent și în Occident. Nu atât de multe în alte zone ale Europei Nordice, dar în orice caz în Europa Sudică, e un fenomen care este aproape
sincron cu ceea ce s-a întâmplat în rând. Ei, traducerea acestor elemente pentru a construi și noi un discurs despre noi înșine într-un cadru comparatist, trebuie să lucrăm la construcția categoriilor comparații. Trebuie să propunem construcții și practici unitățile comparabile. Trebuie să discutăm despre limitele comparabilității. Acum, de exemplu, în teoria comparabilității din științele sociale și umane, germanii domină și ai să-i auzi la intimit vorbind un cuvânt de englezesc despre entangled history. Americani și englezii pot trăi fără entanglement, nemții, pentru a arăta această extraordinar de densă rețea de transferuri al cuvântului iubit de francezi și de germani, care domină această piață a globalizării, a transnaționalizării practicilor și ori la noi, istoria țărilor române, dacă este citită ca istoria transnațională, este, aș putea spune, visul unui istoric german, pentru că la noi aproape totul este transnațional. Noi am văzut numai cu o lupă națională, naționaliștii au dus și mai departe această treabă, esențializând țăranul și mutând toate celelalte făpturi care erau în coprezență, dar în realitate istoria României, pentru a deveni inteligibilă, ea trebuie citită într-un mod destul de radical, transnațional, pentru a vedea tot ce este acolo comparabil și mai departe. Din teoretic. Nu am făcut de atât, am făcut de mai discuția, am făcut de lucruri despre genii și așa de fapt. Deci, dacă ne uităm cu altceva, chiar cu momentul privirea naționalistă, sau națională frontiere, efectiv, deci toate marile idei, marile curente pe toată perioada asta este un sincronism absolut extraordinar. Până acolo, când, de exemplu, eugenic ne decupăm, numai noi, uite că, deci, în cheie morală, eugenic nu e ceva rău și uite că mai noi l-am făcut. Dar toate astea au venit de dintr-o unde erau deja formulate, au fost regândite într-un dialog absolut permanent, ceea ce nu m-am venit niciodată și e un exemplu la limită, antisemitismul. Nu înseamnă că în România n-au existat conflicte, tensiuni, dar ideologizarea și românii devin antisemiți când află din Occident frame-ul, deci ideologia și modul de a pune această problemă antisemitismului. Deci devenim contemporani și suntem perfect sincron cu antisemitismul în momentul în care preluăm și și cu adaptăm, modificăm, dar asta dă măsura unei sincronicități inevitabile. Suprapunându-se sau rea, aia te povestea, sincronicitate. Dacă citești în izolare istoria României, este încă o dată ininteligibilă. Adică trebuie să recurgi la niște argumente de natură teologică. Trebuie să ajungi la o argumentație din teologie pentru a explica prin generație spontanee sau prin imunitate, etc. Lucruri care, în fond, se explică foarte rapid cum ar fi de plină, eu știu, vocabularul francmasoneriei, care este universal, în momentul în care îi auzi pe ăștia cum pot ei vorbind, ei vorbesc, cine știe cum în limba anilor 1830-1840 mai pot timpit cu neologisme noi nedigerate, cu arcaisme grecești, dar brusc devin coerent și vorbesc exact, perfect, absolut, pentru că intră în vocabularul sau în discursul pe care tocmai l-au învățat în lojile franceze sau în alte părți. Și atunci coerența lor misterioasă al minterii, inexplicabilă, subită, se explică prin faptul că ei pur și simplu sunt tocmai parte într-un transfer transnațional din care se aleg toate aceste elemente. Aici totul, aproape că eu aș spune că aproape totul este lucru. Pentru că noutatea acestui tip de abordare este masivă și pentru occidentali care nu practică nici de prea. Că nici ăștia nu vorbeau de lege. Eu când am văzut că în Germania toată lumea trebuie să mă... La un moment dat, să țin un discurs inaugural la Universitatea de Relații, care este o mega transnațională, așa, despre studiile transnaționale și așa. Dar, mai exact, ce trebuie să spuneți voi, voi înțelegi născător? Și m-am arătat ce program colosal aveau ei, în care, desigur, ce făceau ei. Așa cum am spus de zonă de moral,
ei luptau cu această inovație interbelică și a perioadei naziste și atunci nu mai era nimic valabil în cadre naționale, toate le erau sparte complet. Iar e o chestie pe care noi nu avem de ce să o facem din motivul, din același motiv, adică nu. Și forme de corectitudine politică de acest tip de ipocrizie și de descriere a istoriei, că noi ar trebui să ne lasă puțin mai deci, având în vedere că nu am avut o istorie comună. Luăm o ultimă intervenție și închidem la ora 8. Ar trebui să... Asta e o frumoasă, înțelegeți, expresia aia trebuie de construită.
că te vede constantin și vrea plecă mai mult. Legat de comparație, mă interesează mai degrabă, nu știu, că facultatea o comparație cu țările univers și mai aproape de noi și istoric vorbim mai bine. Acolo o situație istorică, mi se pare foarte, dar nu chiar trasă la nivel foarte aproape de noi. Sigur. Vă gândesc la Slovacie, o țară cu populație istoric vorbim urmană, orașul mondial, mai degrabă, dar la poziție se plătea la capitală. Practic, la bani. Sau, de exemplu, și cu un mare complex de atingere în urmă țării Zuroaică, Cehia, sau la o țară pe cum Croația, la fel, identități regionale, extreme, de exemplu, Slavonia, Istria, Dalmația, istoria, o populație rurală, orașe italiene pe coastă, germană, austrie, austriacă, ce de întâmplător? Când pun întrebarea ce se întâmplă acolo, chiar nu știu ce de întâmplător. Dar, în altă parte, oricând a fost folosit în toate articolele studiile, s-au făcut trimiteri la acest context mult mai larg. Dar merge tot timpul cu astfel de comparație, ar fi trebuit să fie la fel de dezvoltat și statistica este un, măcar un spațiu de comparație obligatoriu. Asta e din start, este premiză și nu concluzie, că a însemnat să descoperim apartarea. Adică suntem aici în zonă pe vești pământ, dar de mult. Da, dacă suntem în zonă, se întâmplă ca ce se întâmplă în zonă. Acum să ne gândim că frontierele, mai e încă puțin și să putem 100 de ani. Adică, primul an în istorie. Am ajuns la un anișor, nu se taie moțul și acum am ajuns 100 de ani. Dunărea nu despărțea, ci umblea și așa mai departe. La noi, tradiția elitistă a ceea ce am numit bombarismul geocultural și în această obsesie, noi suntem deci în Franța și nu ale pictorilor vorbești lângă noi, nevoritoare și ciudate. Asta a reprimat multe vreme până, din fericire, Imperarea Catelică a fost, într-adevăr, un extraordinar avânt al studiilor sud-est europene balcanice, care în noțiunile și acestea de bază, mulți români au contribuit în interior la Papa Costa, și mai departe, de o întreagă pleiadă de lucruri. A continuat oarecum, în perioada comunistă, acum mi se pare că e mai problematică și de aici aș vrea să văd poate odată în regiment al studiilor aplicate pentru regiunea balcanică, unde ai mergeat, în general, pentru legătura cu vecinii, ceea ce solicită un tip de cunoștințe lingvistice diferite de cele standard în științele sociale și umane, adică știu limbi occidentale și nu cunoaște în câte regiuni în care te lucrezi. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult. Asta, dar aici am văzut. Pe data de 9 august vă așteptăm aici cu Dorințe Doran.